Protestul, la care au participat 100 de tiruri, a fost organizat în intervalul 9-15 în fața Guvernului României. Uniunea Națională a Transportatorilor Rutieri din România a transmis că este doar începutul dacă nu vor fi ascultați și nu se vor lua măsuri concrete. La protest au participat transportatori din toate organizațiile și asociațiile patronale, COTAR, UNETRR, APTE 2002, ARTIRI, Fort Apulum și ATM Bucovina. Asociațiile transportatorilor rutieri au vrut să tragă un semnal de alarmă asupra unor probleme cu care se confruntă acest sector, printre care reîncadrarea diurnei ca venit salarial, criza de pe piața RCA și carantinarea șoferilor profesioniști. UNETRR a precizat că România este singurul stat european care impozitează diurna, în timp ce state din Europa de Est, precum Polonia, Lituania sau Ungaria, își protejează proprii transportatori. Efectele acestei măsuri sunt devastatoare, cu atât mai mult cu cât taxarea se face retroactiv, penalitățile fiind imposibil de plătit de vreo firmă. Totodată, guvernul penalizează transportatorii pentru gradul mic de vaccinare a populației României. Astfel, șoferii profesioniști care nu sunt vaccinați sau nu au avut COVID-19 în ultimele 3 luni, intră în carantină dacă revin din țări roșii și galbene din punct de vedere al gradului de risc de contaminare cu COVID-19. Picătura care a umplut paharul a fost majorarea uriașă a tarifelor la asigurările RCA în urma falimentului City. Polițele au crescut într-o săptămână cu peste 150%. Transportul rutier este unul dintre cele mai competitive și mai importante sectoare economice ale României, doar în ultimii 4 ani având o contribuție la exportul de servicii de peste 22,3 miliarde de euro. Transportul rutier și serviciile conexe generează circa 5% din PIB-ul României și angajează peste 350.000 de persoane.